mai frumos. Poți să te rog frumos să iei tortul înapoi, ca să nu dai emoții, să nu scăpăm cumva jos. Doamna Lidia, eu mă numesc Maria Ciorici și vin cu drag să vă felicit. Eu știu, suntem de-a noastră deja și am venit chiar să am ocazia să vă felicit personal acasă aici la dumneavoastră. Țineți aceste flori, o șampanie pentru oaspeți. Atunci vedem. Eu vreau să spun că am nimerit într-un colțișor de rai. Cum se numește așa ceva? Prima dată văd. Într-o colibă de rai am nimerit. Foarte frumos. Deci, la persoane bune. Eu vă felicit încă o dată. Sunteți cei mai dragi aproape, așa? Sunteți aici. Eu cred că vă dați seama cine vă organiza surpriza sau... Da, da. Altă dată și băiepului Italii mă uitați dumneavoastră de țânică. Așa? Hai să vedem. Eu am pregătit câteva cuvinte pentru dumneavoastră, știți deja cum lucrez. Scriu câteva cuvinte, leac mai multe, leac mai puține, dar toate din suflet pentru dumneavoastră, pentru că sunteți iubită. Și cei care m-au rugat să vă scriu, vin cu o recunoștință mare, cu o recunoștință și cu o mulțumire mamă pentru cea mai minunată și iubită mămică. Mamă dragă, astăzi împlinești 60. Și este o zi atât de specială, fiindcă pentru prima dată sărbătorești ziua ta de naștere, mămică dragă. Ai dat viață la doi copii, o fetiță și un băiat. Ești și bunica a trei nepoții, nașterea lor atât de mult te-a bucurat. Pe fetița mea de la 1 an și 2 luni ai crescut-o, până la grupa pregătitoare, fiindcă noi lucram peste graniță, să vii acasă atunci era greu tare. După asta te-am luat pe tine în Italia. Iar eu mi-am rămas cu Liliana acasă. De mincuță muncește, muncești, mamă dragă, și acum tot muncești la vârsta ta frumoasă. Niciodată n-ai avut în cap să te odihnești. Tot timpul te gândeai să muncești pentru copii și pentru nepoții pe care tare îi iubești. De unde găseai puteri, numai tu, mămică, știi? Când eram mici, noi nu aveam de toate. Ceea ce vedeam la alți copii, iar tu rămâneai cu dureri în suflet, dar important, că mamă bună ai putut să fii. Eu vă îndemn aici să vineți lângă mama voastră, să o îmbrățișați, pentru că e greu eu și să o felicit și o îmbrățișați, dar ea merită o îmbrățișare din partea voastră, merită susținere. Când eram mici, noi nu aveam, așa am spus, viața nu ți-a fost deloc ușoară și nici momente frumoase n-ai avut. Multe probleme și greutăți ce te doboară și multe încercări ce te-au durut. Haideți să tragem așa, să vă transmit mai departe mesajul. Deseori plângi și te cerți cu Dumnezeu și spui, Doamne, nu mai pot de la atâtea greutăți. Ai avut tristețe pe față mereu, aproape niciodată nu te-am văzut să zâmbești. Dar astăzi, mamă, vrem să te vedem fericită, așa cum niciodată nu te-am văzut. Vrem să te simți specială, mamă iubită, și uită tot ce te-a dorut. Îți dorim să ai o zi frumoasă și momente de neuitat, să simți emoțiile pline de dragoste, să simți că trăiești viața cum tot timpul ți-ai imaginat. Ești cea mai bună mamă și bunică, atât de bună la inimă și atât de sensibilă, dulce, grijulie, responsabilă. Niciodată nu ți este frică de nimic, doar de bunul Dumnezeu. Doar lui te jălui și te plângi, nu ți-a fost frică absolut de greu. Spui mereu că Dumnezeu este mare și fără Dumnezeu nimic nu se face. Ești blândă, mamă, gingașă și iubitoare, darnică și foarte umanoasă. Poți să dai și ultima bucățică sau ultimul lucru pe care îl ai și spui că mai ai fost să ajungă sau că ai mâncat chiar dacă nimic nu mâncai. Astăzi, mamă, vrem să știi că te iubim foarte mult. Ești cea mai dragă mamă pentru nepoți și copii și cel mai prețios om și scump. Mereu ne susții cum poți, te strădui să faci numai bine. Ești cea mai bună mamă și bunică pentru nepoți. Te iubim enorm de mult pe tine. Scumpa noastră mamă și bunică, felicitări pe prilejul zilei tale de naștere, să știi că ești o mamă extraordinară. O femeie minunată, o prietenă adevărată și un sfătuitor de nădejde. Să știi că apreciem și îți mulțumim pentru tot sprijinul tău și de dedicația ta. Ești o mamă extraordinară și o bunică nemaipomenită. Ești o adevărată comoară pentru noi, un bun sfătuitor și o sursă de inspirație.
Îți dorim să întâlnești fiecare zi așa cu bucurie și entuziasm, să ne copleșești mereu cu dragoste și grijă și afecțiune. Bucură-te de viață din plin, savurează orice clipă alături de noi și nu lăsa tristețele să-ți strice starea. Pentru că ești cea mai dragă, cea mai scump, cea mai iubită ființă. Noi te felicităm cu prilejul zilei de naștere și îți dorim să nu îmbătrânești niciodată sufletește și să fii așa pozitivă. Să zâmbești cât mai mult și să ne încălzești sufletele cu prezența ta. La mulți ani te iubim din partea fiicei Marcela, așa sau Maria, cum îi zici mai mult? Marcela. Și Marcela și Maria, așa, și ginerile Andrean, sunteți, așa, pare bine. Și nepoțica Liliana, care ea cu ea a făcut legătura, să știți, ea a fost complicele, ea a susținut. Eu mă gândeam că ea e fiica, dar așa bine se percepea tot, dar ei împreună au transmis tot, bravo. Sunteți o familie unită, frumoasă și bine ați venit, haideți și oaspeții care au intrat, poftiți, intrați aici cu noi la sărbătoarea aceasta frumoasă, să o felicitați pe doamna Lidia. Haideți, veniți! Felicitați, noi mai avem aici o leagă de... Așa? Felicitați pe noi, familia lor. Așa, la mulți ani și vreau să vă ofer cuvânt dumneavoastră, în primul rând. Dacă vreți să mai adăugați ceva lângă acest text? Aveți emoții. Cred că prin acest mesaj am transmis tot. Doamne, mă, eu tot am niște emoții, dar să am așa. Așa. Spuneți cum simțiți. Eu spun... bună ziua. Îmi pare bine că am făcut cunoștință prin așa, prin telefon, știți cum? Așa. Pare persoană... Asta mai spun și pe italiană. Sunt mai mare. Mult mai mare. Știți cum când persoana se cunosc în față, din uite atunci și zi. Îmi pare parcă nu știu cum, pare o persoană mai elegantă, mai așa, mai... Eu ziceam că eu sunt prostuță încă. Ei, da. Nu știu să mă adresez. Nu, eu tot simplu în Germania. Așa. Nu mi-am gândit așa, chiar așa, simplu. Da, dar nu, că nu s-a depus la ecoare. Și spun așa, mi-a făcut o plăcere mare să m-ați ajutat la treaba, trei surprize mi-am făcut eu. Pentru fata și pentru două trei poate. Așa. Spun mulțumesc la bună Dumnezeu, la sunt echipa dumneavoastră. Că s-a luat la ce eu așa știți în față. Să mă sunt și eu la fel naștere, mă sunt. Vă opresc dacă le-ați plăcere. Nu, vă mulțumesc mult. Și vreau să mulțumesc întâi și întâi și cu fiecii mei, Marcela, Maria, Ginerul Andrean, nepoțica Liliana, am un băiatul pistolotare cu Dios. Deci spun, nu știu că am făcut, că nu sunt vreau să nimic, dar eu dacă mi-am interesul, pe doar cu una cu alta, nu ești, n-am mai tras atenție. Dar din dragă dimineață, spun mă, că am avut o emoție și o fiu o bucurie extraordinară, doamnă Maria, că nu m-am așteptat. Proiecția la Bunul Dumnezeu, că mi-am bucurat ori azi, da. Înseamnă că tot că Dumnezeu are grijă de mine. Eu spune multe neamnă cu Dumnezeu, spune, Doamne, m-ai lăsat ultima pe mine. Și spune, ce-i mai păcătoasă eu că nu mai ajută niciodată. Și spun că mulțumesc ori azi, dar și azi m-a ajutat. Prin câte am trecut, spun mulțumesc la Bunul Dumnezeu, că m-am trecut și prin șuri, pentru noi m-am scutrat în trei moduri, deja tot cu ajutorul lui. Ați rămas tot puternică? Ofi tot în picioare. Am vrut să zic și eu așa, așa e frumos. Cât am jos mă trânghet, nu mai pot spune și mine de mâine. Cred că eu așa mă spun, mă adresez că asta e puterea mai mult a răului. Și iar Dumnezeu mă grijă de mine și mă ridicat. Nu mă dat așa, nu mă gândesc să-mi mic ăla, dar mă gândeam în două mâini, cred că era să mă gândesc și niște imunii. Dar spun mulțumesc de și am niște felicită. Când mi-a dat și mă gândesc, mulțumesc puțin. Frumos, că dacă își dădea două, nu trebuie să ne gândim. Dar de ce spun? Poate, așa mai eu țin minte vorba asta frumoasă, da. Și eu țin minte că pe care le spuneți singuri. De ce spun? Că eu nu m-am așteptat zonea, eu am fost bucuroasă dimineața. A spus că vine să țipă și cu bucurie mare și vine să... Copiii, să acasă, da. Și prima dată în viața mea a fost pe acasă. Și noastră sunteți aici, pentru foarte mulți ani de supătare ați muncit și nu aveți ocazia să sărbătoriți acasă. Nu am avut ocazia, dar șapele probleme, știți cum? Și mi-a ajuns, o vreși în lună, șapă, greutățile că nu-ți mai permiți. Da, în timpul de față, eu nu m-am așteptat ca așa surpriză dimineața să am de la dânsa. Dar de viața mea și nu m-a trecut în divorț prin cap. Așteptam sora mea, așteptam de multe de prieteni și mei. Și m-am pus la tot, dar ea faci nimic în cap, până avut alta muzică, să mă ieși și după ea am întors capul, m-am uitit de altă. Și spun așa, mulțumesc, spun te-ai și întâi la Bunul Dumnezeu.
m-a adresat, dar noi fără de însu n-am făcut niciodată nimic. M-am purtat întregând în brață, m-am dus că eu prietăți care mi-am trecut și le-am avut, înseamnă că tot Dumnezeu, în Îngerul Păzitor, cât cum a fost, chiar nici nu m-am pus. Este de tot ce am trecut, că nu a deși capul, nu mă duc bine bine. Nici greu că ți-am trecut, spun mulțumesc. Mulțumesc familiei mele, mulțumesc prietenii, mulțumesc surorii mele care s-au intrat cu cât și-aș dori eu fost. Că multe își dorim, dar știți ce spun, că eu păcătoasă. Dar tot să fie. Eu răspund de mine, plăs de rând, fiecare zi de dânsul. Dar pentru lui. Da. Așa. Eu de mine răspund, așa spune și carte, să răspundem fiecare de noi. Așa. Atunci să fie primiți, atunci să fie și unire în lume. Și spun mulțumesc la plăs de rând și la Dumnezeu, Maica Domnului și la Dumnezeu, prin multă ajutătoare, și la Fiul Iisus Hristos și la Tatăl Ceresc, Domnul Dumnezeu, și la toți sfinți și la toți îngeri din cer. Amin. Și spun mulțumesc de plăcere și la mine. Mulțumesc la echipa Sângur, mulțumesc la Dumnezeu Sângur, mulțumesc la fiica mea Maria Marțiana, mulțumesc la Andreea, mulțumesc la Liliana. Așa, sunt foarte, să știți că vă iubesc mult și toate cuvintele care mi s-au fost transmis, că vă fac poezie, sunt transmise de ele, cu dragoste și eu doar am făcut poezie. Eu de ce spun, unde ați fiut Sângur, ce am trecut, ce am Ca să nu ai, nu știi cum, schimb de la înaintea părinților ei. Am vrut ca să fie un nepoțic, că într-adevăr, cum e educat unui părință. Și văd în timpul de față de azi, nu ne-ați să faci, văd că spun ceva, un lucru bun, înseamnă că tot am pus și eu. Am dat rădășință. Păi asta e sămânța, sămânța are cursul de dumneavoastră. Eu am pus sămânța asta, nu sămânța o pus-o ei, dar eu am ajutat să scapă rădășină. Eu am ajutat, iată, vezi? Vezi? Tot e important. Și am dat viața mai departe, am vrut să fie așa de tot spun că nu e obiurgător că țara o scurca și acum am uitat că cum și-a copiii mei, că nu obiurgie în țara, îi sunt valeu și îi durie unii pe ei. Îmi cer scuze că i-am bătut în teremnă și spun că nu mai știu cum să spun. Nu mai știu, Doamna Maria, că spun așa, mă sunt așa de mult, mult au obiurgit copiii mei. Dar ați văzut tatăl meu cum a zis cu vărculița când în video și am, nu știu dacă ați reușit să-l ved. Și eu cu vărculița când trebuie am crescut și alții de acum. Am oia dacă faci ceva la copii de la drepturi, la nu știu, la mâini, dar în trecut tot cred că am primit-o. Și spun că spun îți fericită că am ajuns la aceștia 60 de ani. Îți fericită doresc la fiecare mamă, la fiecare bunică, la fiecare șică, la fiecare gătâns, la tăți doresc așa o bucurie întâi și întâi soare, familie unită, o unire reciproc și o înțelege reciproc și cu stim reciproc între lume, între părinții, între lume, între vecinii, toată lumea.